Ce consecințe ar avea pentru România escaladarea unui conflict în Ucraina? Am văzut Vladimir Putin tot încearcă, prin mesaje, prin doleanțe, cumva escaladarea unui conflict acolo. Acolo e clar că Federația Rusă intră într-un punct în care trebuie să facă ceva la un moment dat. Nu mi-e clar dacă poate să facă ceva înainte de Jocurile Olimpice de iarnă din China, dar e clar că la un moment dat trebuie să facă ceva. Ori se retrage, ori merge mai departe. Dar la cum arată lucrurile sau la cum arătau lucrurile până la un punct, de altfel Statele Unite ale Americii au anunțat-o prin vocea președintelui Biden că se așteaptă toată lumea mai degrabă la o invazie a Ucrainei decât la o retragere, pentru că, din punct de vedere politic, președintele Putin n-ar putea să explice de ce a comasat toate acele trupe, a cheltuit foarte mulți bani, a creat un context politic internațional care este ostil Federației Ruse și după aceea se retrage. Adică, ori vine cu un câștig, dar la ce pretenții a ridicat Federația Rusă, mi-e greu să cred că poate să obțină ceea ce dorește, respectiv întoarcerea la un status anterior anului 1997, adică noi, de pildă, România sau Polonia, să fim din nou singuri pe lume, să nu mai aparținem de acest club select despre care vorbeam mai devreme, să nu mai avem parteneriatul cu Statele Unite. E greu să crezi că se poate întâmpla așa ceva. Și atunci, cum nu poate să obțină ceea ce a revendicat, varianta cealaltă e una care nu ne place. Pe de altă parte, sigur, România, din punct de vedere geografic, e aproape de zona aceasta fierbinte și, deși nu vom fi implicați la nivel militar, n-ai cum să nu te gândești că vor fi implicații. Nu ești implicat direct, dar vor fi implicații și vom vedea ce se va întâmpla. Ce Un fel lucru. de implicații? Asta e întrebarea care și-o pun mulți români. În primul rând, ce pot să vă spun este că e un lucru extraordinar că Statele Unite vor să trimită trupe în România, din punctul meu de vedere, pentru că asta va întări flancul estic și va asigura un climat de stabilitate pentru România, pentru mediul de afaceri. Vă dați seama că, de exemplu, investitorii nu vin să investească într-o țară unde investițiile pe care le aduc, banii lor până la toată urma, sunt în pericol pentru că vine un stat străin terț și spune: stop joc, de azi noi administrăm, voi, hai, valea, mergeți acasă. Și atunci trebuie să ai garanția securității și uitați, avem această garanție și trebuie să mulțumim Statelor Unite pentru că se implică în zona aceasta. Dar cu siguranță Federația Rusă nu va rămâne indiferentă, va încerca, din punctul meu de vedere, și urmăresc fenomenul, mai ales după anul 2014, după ce a fost invazia din Crimea, preluarea ostilă a peninsulei și a izbucnit războiul din Donbass, da? Nu o să rămână indiferentă Federația Rusă, o să vedem ce vor face mai departe, dar e clar că va exista un conflict hibrid, nu un război, dar vor exista niște tensiuni.